Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună ziua, bine v-am găsit la Agricultura, o șansă pentru România. Suntem în ziua de 2 mai, este ziua tineretului și ne-am gândit să aducem alături de noi mai mulți antreprenori tineri, sigur, prin telefon, prin vocile lor, prin prezența lor telefonică, pentru că ni se pare important ca tinerii antreprenori să fie, hai să spunem, să fie cunoscuți la AgroTV și nu numai, evident. Așadar, alături de noi este prima noastră invitată, este Cecilia Țugulia, alături de noi, fondatoarea magazia Morăriței, îmi cer scuze. Bună ziua, Cecilia Țugulia, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu prima care face deschiderile despre ceea ce vrem despre să despre tinerii antreprenori. Da. Despre tinerii antreprenori. Da. Bun, spuneți-ne, vă rugăm, mai întâi de toate, cam care este zona în care activați? Magazia Morăriței sună bine, înțelegem că faceți pâine, nu? Și facem dați-ne... și pâine. Sau și pâine, de fapt, da? Cum ați ajuns aici, la Magazia Morăriței? Și, sau cum v-ați decis să faceți această magazie, să spunem? Să știți că nu mi-a fost foarte greu. Am avut șansa să mă nasc în familia tatălui meu, care este morar. Și automat faptul că mi se spune morărița are legătură cu acest aspect. Așa cum spuneam, tatăl meu este cel care a înființat în anul 1992 o moară de grâu, o moară de porumb și o presă de ulei de floarea soarelui în comuna Probota, județul Iași. Pentru că noi suntem moldoveni și businessul nostru este cunoscut în zona Iașilor. Peste ani, în 2016, în momentul în care am văzut că există un oarecare declin în partea de morărit, pentru că, așa cum bine știți, a existat un exod destul de puternic al populației către alte țări din Uniunea Europeană, unde sperau că vor avea un trai mai bun, pământurile au rămas nelucrate și au fost date în arendă, iar cei care au preluat aceste terenuri au exportat destul de mult din produsele care se cultivau pe aceste terenuri și astfel că consumatorul de făină, care de obicei venea la noi la moară să macine grâul sau porumbul, a cam dispărut, așa cum spuneam și mai devreme. Și acela a fost momentul în care am intervenit eu, fiica morarului, și am spus că aș vrea să facem ceva cu ceea ce avem. Și pentru că aveam făină, automat m-am gândit că am putea să adăugăm plus valoare și să începem să facem pâine și alte produse de panificație. Și ne-am gândit să facem pâinea diferit. Și diferit însemna în anul 2017... pâine cu maia, spre exemplu, care în județul Iași, la ora respectivă, nu exista niciun producător autorizat pentru acest tip de pâine și am început să facem pâinea cu maia și să o coacem la un cuptor cu lemne, ceea ce a fost elementul de unicitate, a fost, să spunem așa. Wow, cum se spune, nu? Da, a fost wow, pentru că nu mai exista cineva care să facă pâine cu maia și la cuptor cu lemne, motiv pentru care am și atras atenția autorităților și am primit primul certificat de atestat tradițional pentru pâine cu maia din județul Iași și se pare că la ora actuală sunt și singura din România care deține un astfel de atestat tradițional pentru pâinea cu maia. Vărzări. Interesant. Și pâinea integrală. Deci există și un atestat pentru această pâine, da, cu maia. Da, există un atestat tradițional, un atestat care a fost acordat de către Ministerul Agriculturii pentru activitatea noastră deosebită, să spunem așa, pentru că păstrăm tradiția locului în care ne aflăm. Peste ceva timp am deschis și băcănia, prima băcănie a unui producător local din județul Iași, o băcănie care aduce clienților posibilitatea de a achiziționa doar produse românești.
pentru că acesta a fost scopul deschiderii Băcăniei. Noi doream să ne comercializăm produsele noastre în propriul magazin, într-un mediu curat, într-un mediu frumos, într-un mediu care să fie plăcut ochiului și diferit față de ce există în piață, în zona aceasta de comerț cu produse autohtone. Și am început să aducem și să cunoaștem din ce în ce mai mulți producători locali care, ca și noi, respectau principii de alimentație sănătoasă. Pentru că ne dorim foarte mult ca produsele pe care noi le comercializăm să fie produse etice, cu etichetă curată, așa cum îmi place mie să spun, și care să aducă un beneficiu celui care le consumă. Nu doar să cumpărăm produse locale, dar să fie și produse care să ne facă să fim mai sănătoși, nu din contră mai bolnavi. Pentru că comerțul de masă asta pune la dispoziția clienților. Produse super procesate, care par ieftine, dar te costă sănătatea ta mai târziu. Și ar fi bine să fim conștienți de aceste lucruri, iar noi, producătorii, să producem produse curate, iar consumatorii să aleagă cu precădere aceste produse pe care ei le găsesc în proximitatea lor. Da, eu sunt principii la care subscriem, evident. Și vreau să vă întreb unde vindeți în acest moment? Unde găsim produsele pe care le faceți dumneavoastră? Produsele pe care noi le facem le avem doar în Băcănia proprie. Care cea de la Iași, spuneați? Sau? Cea de la Iași, da. Uh-huh. Și ca ați vorbit la început despre planurile de viitor, planurile noastre pentru anul 2024. Stați așa un pic, până la planurile de viitor, mai spuneți-mi un lucru. Am văzut un titlu, o biofiziciană face pâine cu maia, sau cam așa era un titlu. Da. Deci sunteți totuși biofiziciană, da? Sau cum? Da, eu sunt biofizicianul. Facem paranteza asta, până ne întoarcem la planuri, vă rog. Facem o paranteză, dacă vreți să aflați și povestea din spate a Mărăriței. Da, eu sunt biofizician, lucrez în domeniul acesta de peste 15 ani. Sunt deci mai lucrați încă? Către știință, okay. Să spunem așa. Și lucrez în continuare, nu mi-am lăsat meseria pentru că îmi place ceea ce fac. E foarte bine. Mă ocup de afacerea de familie, în măsura în care timpul îmi permite. Și okay. Încerc să aduc partea asta de știință pe care o dețin în favoarea produselor pe care noi le comercializăm, cu scopul de a oferi un produs cât mai sănătos pentru cel care îl consumă. E un pic de biofizică și în pâine? Este și biofizică și chimie și multă știință în a face okay. pâine. Poate părea simplu, dar de fapt și de drept vorbim de reacții chimice care se întâmplă în procesul de fermentație a pâinii cu maia, mai ales, care are un termen de dospire îndelungat, undeva până la 30 de ore. În timpul acestui proces îndelungat, rețeaua de gluten este destul de bine distrusă, să spunem așa, în așa fel încât în momentul în care noi o consumăm, la nivelul tubului digestiv, este mult mai ușor de tolerat și de digerat. Organismul nostru depune un efort mai mic pentru a o digera o astfel de pâine, în comparație cu pâinile care sunt atât de chimizate din comerțul de masă. Acum nu vreau să vă supăr, dar trebuie să vă spun că vedem noi consumatorii multe ambalaje pe care scrie pâine cu maia, nu? Da. Cred că le-ați văzut și dumneavoastră. Acum, nu știu, ori fi pe bune, ori fi pe bune, dați-ne așa un reper, fără să polemizăm cu cei care fac astfel de produse. Nu e treaba noastră, e treaba poate a autorităților eventual, dar măcar spuneți-ne ca fenomenul, ca cum se întâmplă. Consumatorul trebuie să știe că există maia comercială și există maia sălbatică. În momentul în care vrei să faci diferența, ar fi bine să faci o vizită la o brutărie artizanală, unde ai ocazia să vezi o pâine, poate părea imperfectă, o pâine care nu-i perfect rotundă, care are crăpături, care are altă formă decât diferită față de aspectul comercial cu care suntem obișnuiți în supermarketuri și are un miros aparte, miroase mai acruț. Aha. Dacă vrem, o și gustăm, o consumăm și vedem că și gustul ei este un pic mai acrut, iar pâinea ar trebui să fie mai densă, nu pufoasă. Astea sunt
caracteristicile, elemente, să spunem așa, sau, da. Da, care ne pun în fața unui produs autentic, cum aia. Dacă ne aflăm în fața unei pâini perfecte, foarte frumoase, foarte aspectoase, foarte pufoase și care are un termen de valabilitate de peste 7 zile și e ambalată în plastic, eu zic să o lăsați acolo, că sigur acolo este o maia comercială, o maia care este industrializată și care nu este la fel de sănătoasă ca pâinea cu maia sălbatică. Iar ceea ce trebuie să citiți întotdeauna sunt etichetele. Pâinea cu maia autentică trebuie să conțină apă, făină, sare. Punct. Nimic altceva. Pentru că și maiaua... Apă, făină, sare. Ok. Da, da. Pentru că și maiaua este apă cu făină. Bun. E important, e interesant ce ne spune și important trebuie să... Până la urmă ajungem tot la etichete, trebuie să le citim, așa cum spuneți. Sper ca tot mai mulți consumatori să... Dar trebuie să-l și înțelegem un pic. Sau să trebuie și... să și înțelegem și să fim curioși în permanență, să avem curiozitatea, să vedem produsele, să le gustăm, să înțelegem, să căutăm producătorul, să avem ocazia să vedem unde produce. Curiozitatea asta ne va ajuta să descoperim produse adevărate, produse făcute cu responsabilitate, în localitatea în care chiar ne aflăm. Și de acolo trebuie să începem. Fiecare unde se află să-și caute producătorii locali, pentru că ei există. Doar să avem curiozitatea să-i căutăm. Bun, foarte e bun sfatul. Haideți să zicem acum, vă rog, și cu planurile de viitor. Da, o să povestesc un pic și despre planurile viitor, care au legătură cu o nouă certificare pe care noi am obținut-o la sfârșitul anului trecut, și anume am reușit să certificăm ecologic o parte din făinurile pe care le producem la Moara Probota și totodată o parte de biscuiți și pâine. Ne-am certificat ecologic din dorința de a duce mai sus calitatea produselor pe care noi le facem și mai sus de atâta nu cred că putem merge decât am ajuns cu certificarea aceasta ecologică. Și pentru că avem aceste certificări, suntem pregătiți să mergem către alte zone ale țării. Țintim ca produsele noastre să ajungă și la alte persoane din alte județe care au aflat de noi, care ne urmăresc pe paginile noastre de socializare și care își doresc ca produsele să fie și în localitatea lor. Și acesta este planul apropiat pentru 2024. Iar pentru 2025 ne propunem ca locația Morii să fie o locație de cunoaștere pentru cei care sunt interesați ce înseamnă viața la țară, ce înseamnă morăritul, ce înseamnă panificația la scală mică, așa cum se făcea odată. Locația Vrem Morii înseamnă localitatea unde lucra... Localitatea unde se află Moara. Unde se află Moara. Acolo unde avem Moara, dorim să creăm pe domeniul Morii o zonă de cunoaștere, pentru că deja avem câteva experiențe în ceea ce privește interacțiunea dintre client și producător. Ne dorim să recâștigăm încrederea clienților în ceea ce privește consumul de produse locale și astfel că de 4 ani de zile facem o serie de evenimente care se numesc Hai la Noi și care au ca scop transferul acesta de cunoaștere de la producător la consumator în ceea ce privește modul de lucru al nostru. Și învățăm, le arătăm cum măcinăm, le arătăm cum facem pâinea, le arătăm și ce se mai poate face din făină și ce mai există în comunitatea noastră de producători locali, pentru că nu sunt singură în povestea aceasta. Am încă 30 de producători locali din Iași alături de mine. Suntem o asociație, Asociația Producătorilor Locali Produs în Iași, se numește, a cărui prim președinte sunt și cu mândrie îi reprezint oriunde merg în țara și în lumea aceasta. Mulțumesc! Cred că mă bucur că ați fost astăzi în emisiunea noastră, pe de o parte pentru că faceți lucruri interesante și iată ați creat deja o comunitate alături, împreună cu colegii dumneavoastră din zonă. Pe de altă parte, nu sunteți doar biofiziciană, cred că aveți și un pic de marketing, așa, deci știți să ne spuneți povestea aceasta frumoasă a pâinii cu maia pe care o faceți și e bine că se întâmplă lucrul acesta.
Mulțumesc frumos. Eu sunt pasionată de ceea ce fac și înțeleg că fiecare avem un rol. Iar dacă eu am capacitatea să vorbesc cei din comunitatea mea, o fac drag și fără niciun fel de reținere, pentru că eu iubesc oamenii și vreau ca să fim din ce în ce mai cunoscuți, pentru că e păcat. Suntem atât de faini și atât de buni în ceea ce facem și nu știm să ne valorizăm noi între noi. Dar ușor, ușor, uitați că reușim împreună cu dumneavoastră și cu cei care sunt interesați să ne afle povestea. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi. O să vă mai invităm, desigur, în emisiunile noastre. Mulțumesc astăzi, într-o zi mai specială, spuneam 2 mai, pardon, o zi în care este ziua tineretului, eu aș spune și ziua antreprenorilor. Mulțumesc, Cecilia Țugulia, pentru prezență, fondator magazia Morăriței, dar și președinte, cum spunea doamna Țugulia, la Hai la Noi, o asociație a producătorilor locali din zona Iașului, să spunem. Imediat o să avem un invitat, un alt tânăr. Îl avem, nu știu dacă îl avem la telefon, pe Harry Popescu. Este alături de noi? Încă nu. Ba da. A, este. Bună ziua, Harry Popescu. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua. Pentru că spuneam că azi e 2 mai și am vrut să invităm tineri antreprenori alături de noi. Știu că sunteți un tânăr antreprenor în domeniul agribusiness. V-aș ruga pentru început, spuneți-ne cam la ce fermă administrați și lucrați. Înțeleg că o fermă unde lucrați împreună cu familia dumneavoastră, cam în ce zonă e și cam ce suprafață are, ca să înțelegem mai întâi de toate amploarea fenomenului, ca să zic așa. Da, sigur. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Mă numesc Harry Popescu. Împreună cu familia mea administrăm o fermă vegetală cultură mare, în jur de 1200 de hectare, în Telorman, în Vinicea, mai exact. Bun. Deci acolo este ferma. E o fermă la care dumneavoastră ați venit de câțiva ani, nu? Sau de câți ani sunteți implicat? Mă implic cam în jur de 6 ani de zile. Ok. Până de la vârsta de 18 ani, mai exact. Chiar de la 18 ani v-ați implicat? Da. Dar ați făcut și studii de specialitate sau nu neapărat? Da, am terminat Universitatea de Științe Agronomice de la București. USAMV-ul din București. USAMV-ul, da. Deci ați urmat această cale știind, nu, că veți vrea să lucrați în această fermă, în ferma familiei. Da, sigur. Apoi ceva ce ne-am dorit foarte mult să termin această facultate pentru a aduce plus valoare în fermă. Cum vi se pare lucrul în sectorul agricol? Vă place? În primul rând, că asta e o primă întrebare esențială. Da, sigur că da, de aceasta am și ales această meserie. În momentul de față este o perioadă grea pentru, cred că, toți agricultorii. Pentru fermieri, da. Da. Ați definit cum această perioadă grea? E vorba de prețuri, de inputuri, de, sau toate la un loc, de reglementări? Cam la asta vă referiți? E vorba de cam tot ce s-a adunat. Seceta instalată, prețurile foarte mici, reglementările care vin din ce în ce mai multe de la an la an, lipsa forței de muncă, pur și simplu s-au tot adunat în ultimii ani și ne-a adus în această stare, ca să spun așa. Am înțeles. Anul acesta arată ceva mai bine? Putem privi cu mai, sau dumneavoastră puteți privi cu mai mult optimism sau nu neapărat? Am văzut, măcar meteorologic, sunt niște semne mai bune, dacă e corect. Și nu știu dacă și în zona dumneavoastră s-a plouat. Depinde din ce punct de vedere vorbim, dar ca și culturi, da, au fost aceste ploi care pot spune că ne-au salvat, pentru că altfel cred că puteam spune de un an compromis. Atât la culturile de toamnă vorbim. Și pentru cursurile de primăvară tot aceste ploi dau o gură de aer. Am înțeles. Haideți să vorbim, pentru că mai avem câteva minute, și despre planurile dumneavoastră de viitor și despre felul în care vedeți agricultura. Mergeți pe o variantă mai tehnologizată? Sunteți interesat de zona aceasta de tehnologie, de
eu știu, de o agricultură de tip, nu știu, minimum till sau no-till chiar, sau cum vedeți evoluția? Eu personal nu aș vedea foarte bine agricultura, nu văd foarte bine agricultura pe viitor, atât timp cât ambele tabere, cât guvernul și noi fermierii, da, ne putem colabora, să zicem, mai atent. Colabora, da, uh-huh, corect. Timp să cred că de multe ori nu suntem ascultați și eu văd o mare problemă în acest deci lucru. Vi se pare că sectorul agricol e într-un moment critic, spune, și ar trebui să, nu știu, mai multă concentrare pe el sau așa vedeți? Sigur că da, sigur că da. Consider că este un sector vital economic, în primul rând, da, al României, și consider că din ce, cu cât trece timpul, cu atât se vede necesitatea de investiții în acest domeniu. Investiții mai ales în echipamente de irigat. Pentru că vedem cu toții seceta parcă nu se mai termină. Este de la an la an, de la an la an, de la an la an. De acord. Aici sunt două întrebări apropo de investiții în zona de irigat. Și aici mă refer strict la ferma dumneavoastră, la dumneavoastră. Sunt fonduri, puteți găsi fonduri, nu știu, de la dumneavoastră sau din bănci sau din alte zone sau fonduri europene, de ce nu? Și doi, se pot face irigații în zona dumneavoastră? A spus județul Teleorman, ca să reamintim. Zimnicea. Cred că mai puțin și mai ales la mine în zonă, mă pot spune că aproape deloc. Eu chiar aș fi de acord să fac investiții în irigații, dar e o mare întrebare. Eu de unde iau apa? Pentru că nu am de unde lua apă, nu am canale de irigații reabilitate la mine în zonă. Absolut deloc. Am înțeles. Deci acesta pare a fi primul handicap. Până la capital și până la investiție, până la fonduri, exact. E vorba de infrastructură, să spunem. Exact, exact, exact. Da, nu e. Acum îmi venea să spun că de unde luați apa era să spun că din Dunăre, dar sigur că e doar o vorbă, nu da, se poate așa. Avem Dunărea lângă noi și nu avem canale de irigat. Exact, ăsta e paradoxul, să spunem, situația. Exact, da. Bun, sunteți un om tânăr încă o dată, deci nu e foarte mult optimist vis-a-vis de următorii ani pentru sectorul agricol în ceea ce vă privește, nu? Asta e concluzia, dar poate lucrurile vor ieși, nu știu, întreb. Da, să sperăm, cu toții avem speranța asta și ne tot gândim că la un moment dat vom primi și noi ce avem nevoie. Da, e adevărat, un sprijin sau o reglementare, sau și una și alta, mă refer la legislație. Măcar sau un sprijin, măcar o reglementare, ceva, aș vrea să văd că ne sprijină, că avem un ajutor. Am înțeles. Din acest punct de vedere, fără a intra neapărat în zona politică, nu că ne ferim de ea, dar nu e neapărat obiectul discuției de astăzi, mai ales că e și 2 mai, aveți niște așteptări în perioada post-electorală din România și din Europa? Nu am vrut niciodată să-mi fac așteptări legat de politic. Mm-hmm. Aștept, pur și simplu aștept. Toată lumea cunoaște aceste probleme, indiferent că a fost la guvernare, dau un exemplu, sau va fi la guvernare. Toată lumea e conștientă de această problemă. Am înțeles. Deci nu vă faceți multe iluzii ca să nu aveți deziluzii vis-a-vis de zona exact politică. Exact. Bine. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în emisiune. Mulțumesc, Hari Popescu. Sigur că vom mai discuta împreună să vedem cum evoluează lucrurile și din punctul dumneavoastră de vedere și al tinerilor antreprenori. De ce nu? A fost alături de noi Hari Popescu, antreprenor în zona de agribusiness. Ați văzut care administrează împreună cu familia o fermă din județul Teleorman. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi, vom continua și după pauză să vorbim despre tineri antreprenori, despre reînnoirea generațională. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.